regăsit la Mașini și Afaceri, la o ediție dedicată timpului. Astăzi, mai întâi, vom conecta Volkswagen Caddy la o afacere rafinată, prin care omul încearcă să îmblânzească timpul, restaurarea de mobilier vechi. În a doua parte, vom continua jocul cu timpul, pentru a permite noului cap tractor Volvo FH16 să intre în istorie. Și asta nu este tot. Vom lansa noul Ford F-Max și vom testa super grei Iveco X-Way. Așadar, începem prin a cerceta continuumul spațiu-timp la Max 3.5. Cât de util poate fi un autofurgon Volkswagen Caddy Van pentru restauratorii de la Savemob? Aflăm imediat! Așadar, începem prin a cerceta continuumul spațiu-timp la Max 3.5. Cât de util poate fi un autofurgon Volkswagen Caddy Van pentru restauratorii de la Savemob? Aflăm imediat! Salut! Mi-am luat un screen, un obiect din ăla de mobilier, antic, vechi și de demult. Doar că nu-mi place cum arată, așa că m-am hotărât să recondiționez. Am dat un Google, am găsit o companie care face treaba asta în București, așa că, ghiși ce, la bordul acestui Caddy, Volkswagen, o utilitară minunată cu care poți să cari lucruri destul de măricele, așa, am venit cu screen-ul în spate ca să cunosc această companie, această afacere, care e condusă de un domn pe nume Save. Eu am screen-ul, el e Save. Cred că împreună facem un screensaver. Sunt Cosmin Tudoran și suntem la emisiunea Mașini și Afaceri, o altă ediție. Hai să vedem ce este cu acest business. Salutare! Bună ziua! Cosmin Tudoran! Mihai Save sunt. Îmi pare bine de cunoștință. Bine ați venit la atelierul nostru de restaurare. Domnul Save de la Savemob? Aveți un nume așa ușor predestinat. Și Save și Save, cum doriți. Eu am un screen, poate împreună am zis că poate facem un screensaver. Împreună, așa. Am un obiect de mobilier pe care am înțeles că îl puteți retușa, recondiționa, să-i dați o față umană. Sigur că da. Păi, vi-l arăt? Sigur că da, hai să vedem. Dacă îi spun bine. Facem o evaluare inițială și apoi îl aducem în atelier. Este un screen, nu? Este o vitrină Ludovic. Se poate fi folosită ca bar. Păi ca bar ar fi fost folosit. Ia să spuneți, cam ce e, o bijuterie sau nu? Să ai așa. Este în perioada anilor 1900. Este din lemn de nuc. E destul de ușor, adică e foarte uscat. Chiar dacă e uscat, înseamnă că nu e și dur. Aha. Nu este ușor. Deci înseamnă că poate fi. Aici are un blat de marmură. Care bănesc că l-aveți acasă sau nu mai aveți deloc? Nu mai avem deloc. Îl putem reface, nu e o problemă. Are o ferunerie, un shield lipsă. Și astea se pot... Îl putem turna. După acest facem o copie fix. Exact. Chiar la broasca veche se face o cheie. Să-l puteți să încuiați. Să nu umble cineva, la băutură. Poate-mi turnați și o cheie de la Golf, tot în bronz, să fie așa. Așa? Și cam care ar fi pașii? Prima etapă este demontarea feruneriei. Bun. Balamale, broaște, cristal, spate, poliță și apoi curățare până la fibră în mai multe etape, chimic și mecanic. Eu zic să-i dăm drumul, să-i dăm bice. Haideți să le vedeți, haideți să vă arăt etapele în atelier, vedeți exact ce facem. Exact. Dar înainte de asta spuneți-mi, de unde până unde e zona asta de mobilă, de recondiționat mobilier? De 10 ani mă ocup de mutări de mobilier și acum 5-6 ani reparam diverse cu colegii mei, începând un business din studenție cu manipulare mobilă, demontare, montare, tot repara mobilă. Până când am găsit pe cineva, am început un business de condiționare inițial și ușor m-am documentat, am ieșit puțin într-un schimb de experiență în afara țării, Italia, Austria, Franța, Belgia, Germania și am văzut cam ce fac ei, am văzut ateliere mari și am zis că și la noi de ce să nu meargă acest business. Este și frumos, lucrez cu oameni care au răbdare, au experiență foarte mare în domeniu. Tâmplarii în lemn, restauratori, tapițeri, vopsitori. Bun, păi unde mergem? Haideți în atelier. Da, și cu asta îl lăsăm aici? Vin colegii mei să le ridice imediat. Perfect. Hai în atelier. Aici este prima cameră unde vom demonta acea vitrină Ludovic. Screen, vom demonta feruneria, o vom eticheta, bineînțeles, o vom curăța. Aici o cameră unde restaurăm obiecte foarte vechi, cum vedeți de fapt un pian. Mi-au căzut ochii pe pianul ăsta.
Funcționează perfect, este acordat acum câteva zile, este 99,9% gata. Wow! Ce an are? Cântă cam acum 100, ca acum 120 de ani, cam așa are, 1900, până în primul război mondial. Pe placă de bronz, frumos. Placă de bronz. Excelent. Verificate absolut tot, corzii, placă, restaurate inclusiv interiorul, clapele de fildeș, care sunt lustruite și ele. Începem la cântat. Da, păi că-ți vine să cânți, adică, ia să vedem. Excelent, merge. Excelent. Cum vă spuneam, aici stau în piane, Napoleon, Ludovic, cum aveți și dumneavoastră, Napoleon Bule cu intarsie de sidef și alamă. Și care? Elemente de bronz. Domnul Ilian acum lustruiește cu un lac special, care se foloseam acum 100 și de ani, 100 și ceva de ani, și se numește Sherlock. Practic, ce face acest lac? Din larve de insecte, se diluează într-un alcool tehnic, se lustrește cu un șfan special, dintr-un procent mai concentrat, în ceea ce mai diluat. Hidratează fibra, hidratează lemnul sau pur și simplu oferă protecție, umezeală și... Și le înlătește, bineînțeles, îl face ca... Ce cu sidef, nu? Asta e alamă. Asta ce, o oglindă? Asta este o oglindă Napoleon Bule, da. Aici mai are anumite elemente de bronz, cum sunt acestea de aici. Așa. Le avem puse într-o cutie. Da. Cât timp ia să termin o lucrare din asta? Mă rog, de exemplu... De când intră până iese, durează aproximativ 20 de zile lucrătoare. Așa? Dar nu lucrăm doar la un singur obiect, asta e o... lucrăm în paralel la mai multe 3-4 obiecte. Aici avem un dulap săptămânal, săptămânal are 7 sertare. Pentru fiecare zi a săptămânii, acum 100 și ceva de ani se puneau scrisori, cum erau acum, e-mail-ul. Mă gândeam că șosete, ciorapi, da. Mă gândeam că alte lucruri. Săptămânal. Am spus, da. Demontat feronerie, broaște, verificat structură. Tot ce e metal scos afară. Aici, cum observați, a avut o crăpătură foarte adâncă unde am adăugat o pană. După ce se încleie, se scurtează la nivel. Apoi se curăță tot ce este vechi. Refacem elemente de intarsie care sunt lipsă. Acesta necesită și un tratament de cari. Trebuie să-mi notez că am învățat niște cuvinte noi, intarsie, de exemplu. Avem pe site, pe blog, toate etapele. Sunt vreo 35-36 de etape. Câți colaboratori aveți? Suntem aproximativ 20. Așa? De angajați, care, colegi, care ne ocupăm de la încărcare mobilă până la livrare. Manipulare, cum am spus, demontare, montare. Aici ne aflăm în atelierul de tâmplărie, unde, v-am spus, curățăm mobila, lemnul până la fibră. Mai multe etape, refacem elemente lipse la dumneavoastră, nu e cazul. Da. Dar este foarte important să și vedeți exact ce înseamnă un element lipsă. Adică acest picior florentin, se vede că are un adaos, labă de leu, da. Are un adaos și stânga și dreapta, are făcut fix. I s-a făcut oj. Acum trece la ojă, nu? Trecem la vopsit degețele. Are și ceva cari, trebuie făcut un tratament înainte de a intra în cabina de vopsit. Astea sunt urmele de cari? Astea sunt găurile de la cari, da. Dar oricum sunt vechi, sunt moarte, dar noi facem un tratament să fim siguri că nu mai apar. Dar se dezvoltă în timp, chiar dacă e lemnul vechi? Dacă nu-l tratezi, da. Da? Da. Tot aici refacem și structura, încleiem obiectul perfect, la unghiul potrivit. Chituim, finisăm chitul. În zona de, când se află în zona de a intra în cabina de vopsit, este verificat din punct de vedere tehnic. Așa. Vopsitorul apoi alege culoarea împreună cu clientul. Avem paletar cu mai multe tipuri de culori. Bun. Îl putem face după curățare orice culoare. Este orice culoare doriți. Haideți să mergem la vopsitorie. Aici este cabina de vopsit,
Deci, cum vă spuneam, se simte. După curățarea lemnului, de exemplu, aceste uși sunt de la un bufet renașentist cu aceste sculpturi foarte... Mamă, ce mișto! Foarte bine făcute. E o bucoană. Cam urâtă. Ce să faci? Aceasta... Ce ani erau? 1850, pe acolo, 1880. A avut elemente lipsă la fel, chiar uitați, pălăria aceasta a fost tăiată, de făcută. Cât de tare! Da. Foarte, foarte important. Nu știu, nu se observă. Nu se observă, doar dacă vă uitați pe spate puțin, aici se vede un element lipsă, dar e tot în același lemn. Mușcase cineva din Cozoroc. Mai ales că fiecare obiect de mobilier are o poveste interesantă în spate. Are și o vârstă. Da. Bun, și după ce vine... După vopsitorie avem o cameră aici de uscat. Se usucă, iar se șlefuiește între straturi sau se repară după grunt. Așa. După care iar se bagă în cabină, iar se usucă și apoi se montează într-o zonă special amenajată. Haideți să vă arăt camera de uscat, care practic este cea mai importantă cameră aici, da? Da? Cum vă spuneam, asta este camera unde se usucă lemnul după ce este băițuit, grunduit, lăcuit. Da. Miroase a diluant. Da, miroase a bine, miroase. Și avem temperatura controlată, 25-30 de grade, ca să se usuce în termeni tehnici foarte buni. Aceasta este bufetul de la ușile din vopsitorie renașentist, care aici vine o placă de marmură. Așa. Aici sunt două uși mari și acolo sunt ușile cu cavalerul și cu doamna stânga-dreapta. Exact. După uscare avem un circuit. Trebuie șlefuit între straturi, grunt, șlefuire, reparații după grunt, vopsire, iar un lac. A, deci de mai multe ori. Puteți, de exemplu, la durapul dumneavoastră, puteți alege gradul de luciu de la 10% la 90%. 90%, da. Aici clientul poate hotărâ culoarea, cum v-am spus, patina, culoarea originală sau vopsea. Nu. Mie place lemnul, să vadă lemnul. E merită, foarte interesantă fibra, o fibră elegantă care poate fi pusă în, da, în valoare. Fiind nu cu ăla frumos. Da, bun. Și după aia bănuiesc că trece la montaj. După aceea mergem la următoarea etapă, montajul mobilei. Care înseamnă? Montajul uși, balamale, reglat uși, feronerie, cum vă spuneam, spatele, placa de marmură. După care vine clientul, face recepția. Așa. Livrăm doar cu recepția, cu acordul clientului. Este foarte important că nu putem să-l ducem în casă, niște la etaj și să se întâmple să ne scape un mic defect. Am înțeles. Fiind lucru manual, e posibil să se întâmple. Și aici la atelier îl remediem foarte repede. Iar care îl împachetăm și livrăm. Da, livrarea mobilierului se face ca bucată întreagă sau pe bucăți? Că aici bănuiesc că... Bufetul acesta are 3 bucăți și, cum vă spuneam inițial când ați venit la noi, eu am și o firmă de mutări de mobilier. Echipa de mutări face doar mutarea și manipularea mobilei. Și cu ce mutați mobilierul? Cu oameni care au... A, nu, mă refeream la ce mașini, ce oameni. Normal cu oameni. Încă nu livrăm cu drone. Yet. Cu autoutilitare. A, bun. După aceea mergem la următoarea etapă, montajul mobilei. Haideți să-l vedem. Aici este zona de montaj. Acest birou, de exemplu, mai avem la el să-i punem piele. Piele? Piele. Aici? Zona de scris, da. A. Sertarele, feroneria la sertare și apoi vine clientul să facă recepție. După care le pachetăm și livrăm. La fel, a avut și asta elemente lipsă, diverse, are tot așa, calul noastră, 100 și un pic de ani. Frumos! Aceasta este culoarea originală. E culoarea originală, asta? Culoarea originală, da. Ce mișto! Calul noastră este mai deschis la culoare decât ăsta, original. Acesta este tot un obiect foarte vechi, dar este patinat, un alt patinat. Am înțeles. Este... Nu s-a preferat culoarea originală? S-a vrut alb? Clientul îl va expune într-o cameră modernă și va fi așa un obiect de impact. Da, mix and match. Da, un stejar vechi, patinat. Dar totuși, exact. Mișto! Acesta este un obiect finalizat, feronerie pusă, cheie, deasupra vine o oglindă. Acum urmează să fie împachetat și livrat. Acesta este un set de birou florentin, compus dintr-un bar. Acesta este un bar de băutură.
o vitrină sau o bibliotecă. Da. Unde să-ți vezi cărțile. Birou, jilț și o altă bibliotecă pentru dosare. Jilț. Jilț. Se numește... De ce jilț? Este un scaun cu mânere, jilț sau un fotoliu. Se jilț de birou. Acum mai văd și mânerele. Mamă, dar arată într-un fel, da. Păi aș sta și eu pe jilțul ăsta ca să studiez ceva din această bibliotecă. Bun, și asta trebuie să vină clientul, bănuiesc să-l vadă și să-l... Da, de dimineața a venit clientul, a făcut recepția, mai vendem întâi pe ușă, după care o să îl livrăm. Excelent. Îl pachetăm, îl livrăm. Perfect. Noi mobila o transportăm cu autoutilitate de volum. Bănuiesc. Și împachetate, bineînțeles, protejate, cu grijă. Transportul și național și internațional, am avut clienți care... Păi și cât aveți obiectele astea mici, cum de exemplu l-am adus eu, dacă tot am venit cu... Chiar acum, pentru obiecte mici, dorim să achiziționăm o autoutilitare mai mică. Cum e asta de afară? Cu care 5, 6 metri cub, 7 metri cub, ceva. Dacă vreți să vă puteți invita la un test drive, că toți suntem la emisiunea Mașini și Afaceri, eu am venit cu mașina, dumneavoastră aveți afacerea, eu zic că putem face un troc? Un cocktail frumos. Păi haideți să vă duc, să schimbăm o impresie, mai ascultăm un radio Itzy-Bitzy. Ok. Acest caddy văd că este lung, adică caddy... Da, e pe platforma din asta mai lungă. Este foarte important că nu metri e volum. Și nu, are, nu 2 greutate. Metri, are 2 metri în lungimea suprafeței de încărcare. Da. Poți să încarci și prin spate, cât și lateral. Foarte tare. Consumă puțin, diesel, are aer condiționat, frumos. Avem și... Din punctul meu de vedere, în ea stai ca într-o mașină compactă, doar că îți faci și treaba cu ea. Este foarte important că avem clienți care ne sună și au obiecte mici, nu știu, 6 scaune. Dar mergeți și la ridicare dacă sună? Da, sigur că da. Am înțeles. Sunt situații în care merg la estimare, la fața locului și deja le încarc. Aha! Merge foarte bine. O mașină foarte normală, e o unealtă bună, ca Dalta aia de acolo, am văzut niște un set de Dalte pe bine ascuțită. Masă, bine ascuțită, asta vreau să zic. Ușoară, mișto, îți faci treaba cu ea, la finalul zilei trebuie să te simți mai puțin obosit după ce faci un drum din ăsta de București. Doar din București ridicat sau ridicat cele prin alte orașe vecine? Toată țara, chiar și în afara țării am avut clienți și avem. Și acolo mergeți la ridicat personal sau primiteți oameni? Trimite echipa de manipulare, da. Eu merg la estimare. Când e o urcare mai mare și mai complexă, merg la fața locului și discut cu clientul. Dar de regulă am foarte multă experiență pentru că am restaurat și recondiționat peste 10.000 de obiecte. Ceea ce înseamnă un număr foarte mare. Și experiența noastră a tuturor celor 20 de angajați este aproximativ 500 de ani. Adunat, adică eu am 10, el are 5, el are... Avem și de 50 de ani experiență în domeniu. Mamă! Dar, apropo, dacă tot n-avem oglinda retrovizoare, cam cum vi se pare vizibilitatea doar în retrovizoare? Foarte bună. Sunt oglinzile mai mari, văd. Nu știu dacă mai mari decât la celălalt model, dar sunt mai mari. Și powerbridge-ul este foarte mare. Avem zonă de... depozitat documente. Exact. Bun, concluzie. Dacă ar fi, ați trece spre achiziția unei mașini de genul ăsta? Sau acestui model? Chiar eram în căutare și chiar îmi place mașina. Este silențioasă, chiar dacă e diesel. Pot vorbi la telefon pe speaker, bineînțeles, pe speaker. Da, fără să auzi, exact. Fără să audă microfonul și... Și la preț stă bine. Iar la preț discutăm. Și dacă vreți, așa să facem un schimb de concluzii,
Îmi place foarte mult domeniul în care lucrați și într-adevăr e fascinant lemnul, iar dacă ai la un moment dat nevoie de clear your mind, să te liniștești, chiar poți să vii să... Mai aveți locuri de muncă? M-a angajat? Am avut o perioadă în care am angajat oameni care să învețe, uh-huh. Dar nu prea mai avem timp și am angajat part-time. Dacă la un moment dat o să mă plictisesc, o să vă bat la ușă. Dar deocamdată vreau să-mi faceți screen-ul, barul. Mulțumesc frumos! Ia, bine! Și mie! Ei! Cam asta a fost ediția Mașini și Afaceri cu business-ul ăsta de recondiționare mobilier. Concluzia mea este că merită să vii să-ți o aduci. Dacă ai vreun, nu știu, obiect de mobilier la care ții, probabil ceva de pe vremea bunicii sau chiar de la bunica, bunicu, bla bla bla, poți să vii să ți-l recondiționezi. Dacă ți se pune pata pe vreun obiect pe care îl vezi pe la Temirce, târguri de antichitate, vino aici la Save Mob în București. Iar dacă ai nevoie de ceva de cărat, presupun că acest Volkswagen Caddy este o variantă utilă și bună. Uite, de exemplu, pentru mine, pentru viitorul magazin de vinuri, e așa una din asta. Dragii moșului, Mașini și Afaceri, o altă emisiune, o altă ediție, dar cu același Cosmin Tudoran, proful de vin. V-am salutat! Giu-giu, bom-bom, biju, nu uitați, scoateți un dop de plută imediat după ce ajungeți acasă. Lăsați volanul, că astea două nu se pupă, decât la cărată. Mașini și Afaceri continuă cu lumea camioanelor. Volvo sfidează timpul și lansează noua generație FH16 la exact 20 de ani de la debut. Urcați la bord, pornim chiar acum! O altă vedetă din lumea camioanelor a fost răsfățată recent la World Trade Center București. Este vorba despre lansarea noului Ford F-Max, nimeni altul decât camionul anului 2019 în lume. La Valtice, în Cehia, a avut loc Iveco X-Ways, eveniment cu suport triplu Iveco, România, Cehia și Slovacia. Autocamioane grele Iveco testate într-o carieră de piatră. Evident, nu puteam lipsi.